Al doilea element, îl începem de la mijloc și acoperim deja câte două fire, două câte două, până la jumătate. Apoi facem un picot, un nod, îl prindem bine, îl aranjăm ca să fie la mijloc și acoperim următoarea, cealaltă jumătate a elementului. Firul de lucru îl prindem de pânză și facem o diagonală. La fel o prindem și revenim înapoi în același punct, rotind de două ori ața pe axa ei. Iarăși revenim la același segment, îl facem până la jumătate. Facem un nod și acoperim următoarea jumătate. La fel, cu grijă, aranjăm firele în așa fel ca acest picot, acest nod să fie la mijloc. Facem încă o diagonală, formând o cruce, iar de data asta rotim o singură dată pe o latură și o singură dată pe altă latură, în așa fel ca să fie prinsă pe mijloc. Continuăm rândul nostru până la mijloc. Apoi traversăm pe partea opusă firul și la fel îl prindem de o parte și de alta a firului, revenind în același punct. Creăm nodul, îl prindem bine, îl aranjăm și acoperim cele patru fire. Am ajuns la ultimul segment, îl acoperim pe jumătate ducem firul pe partea opusă, îl acoperim, dar nu prindem de data asta de cele patru fire și creăm această steluță cu pasul înaintea acului. Mergem cu un fir înainte pentru a prinde și a stabiliza aceste fire și de a crea acest aspect armonios și îngrijit. Când am ajuns la ultimul fir, l-am acoperit și am revenit la cele patru fire, am creat nodulețul și am acoperit ultima jumătate de segment. Astfel am creat un
ornament frumos, decorativ.